Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Emilia Miron și vă invit să fiți astăzi alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Oameni printre oameni. Am astăzi invitați speciali, vechi și buni noștri prieteni, Valentina și Florin Mureșan. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am găsit, Emilia! Bine v-am găsit, prieteni a emisiunii Emiliei! Bine v-am regăsit și eu! Ai fost de curând la noi în studio pentru că promovam atunci un moment minunat. Am fost, l-am văzut, l-am trăit, a fost fantastic. Tu ai vorbit atunci despre el, hai să ne vorbească Valentina. Atunci au vorbit înainte, acum vorbim de după. Da, exact, de după. Impresii și... Încercăm să transmitem cumva și prietenilor noștri emoția pe care am trăit-o atunci în sala de spectacol. Eu am să las pe Florin să înceapă totuși, pentru că el a fost protagonistul și cred că toate... Adică prima impresie ar trebui să fie a lui și atunci din, hai să zicem, respect față de protagonist, o să îi dau întâietate, că eu așa vorbesc mult și răcită. Îmi cer scuze pentru... Și eu care credeam că astăzi o să fie în sfârșit mai lejer pentru mine, e Valentina aici, vorbește ea, eu cânt. E, măcar acum, un pic la început, să poți scoate și tu două vorbe, că după aia între noi nu știu. Da, eu sper să mai apuc să ridic măcar mâna din când în când, două degete. Ideea e în felul următor. Nu cred că există pe acest pământ, cel puțin în viața mea până acum, o emoție mai mare decât cea pe care am trăit-o la acest spectacol. Mai puternică, o trăire mai intensă. N-a fost niciodată să fie alta, deci din câte mi-amintesc eu. Sau și dacă a fost, s-a șters și s-a clădit ceva nou peste, în așa fel încât să rămână de neuitat în amintirea mea, în viața mea și în experiența mea de scenă. Este și normal, pentru că a fost totuși un spectacol aniversar. Florin Mureșan, 50 de ani de viață, 30 de ani de carieră. Deci toată emoția pe care ai trăit-o în acești 30 de ani de carieră, mă gândesc că s-a revărsat atunci pe scenă. Deci probabil s-a acumulat, într-adevăr, a fost un cumul de emoție, de energie pozitivă, foarte mult din partea colegilor mei, din partea Valentinei. Eu recunosc că n-am fost chiar așa sus, să zic așa, pozitiv, pentru că eram foarte îngrijorat să iasă totul bine. Eu plănuisem acest lucru și oarecum toată încărcătura și totul apăsa pe umerii mei. A preluat foarte mult Valentina, de aceea mă bucuram că astăzi este alături de mine și o să vorbească ea mai mult despre eveniment. Bine, eu am preluat din organizare, că în locul lui nu puteam să cânt nici eu, nici nimeni, știi? Da, dar a fost de ajuns cât să mă eliberez eu de multe și să mă focusez mai mult pe ceea ce aveam de făcut pe scenă. Și iară foarte mult m-au ajutat colegii mei, cărora nu pot să le mulțumesc în cuvinte pentru că nu am destule la mine. Toți cei care au fost pe scenă, care au participat alături de mine, mi-au transmis din emoțiile lor în așa fel încât să putem merge cu fiecare moment mai departe, să aducem emoție în fața publicului, ceea ce cred eu s-a văzut, s-a simțit. Toate reacțiile de după spectacol au fost nu doar pozitive, dar ce mi-a plăcut cel mai mult sau ce m-a încântat cel mai mult a fost faptul că toți au simțit spectacolul. Că mulți vin, văd spectacole, le urmăresc, le aud, să zicem, melodiile, dar ei chiar au simțit ceea ce a fost pe scenă, ceea ce este mare lucru pentru mine, este foarte important ca artist, ca mesajul pe care îl transmit să ajungă la sufletul omului și pentru că acolo este rezonatorul principal la care trebuie să ajungem noi, artiștii. Nici nu avea cum să fie altfel, pentru că toți cei care au fost prezenți acolo, colegii tăi care ne-au cântat și ne-au încântat atât de frumos pe scenă, au fost drăguți și înainte de spectacol, ceea ce tu nu știi. Am stat un pic de vorbă cu ei și chiar mi-au spus cât sunt de emoționați și cât de mult contează pentru ei ceea ce se întâmplă acolo și cât de mult contează Florin Mureșan pentru ei ca om și ca artist. Deci nici n-avea cum să fie altfel. Iar cât în ceea ce privește cuplu Valentina și Florin Mureșan, mă gândesc că
Valentina, n-avea cum să nu fie astăzi alături de tine aici, vis-a-vis de ce ai spus mai devreme, pentru că eu și cred că nu doar eu, nu te pot vedea pe tine fără ea și pe ea fără tine. Nu știu, am impresia că sunteți un tot. Ciudat este că nici eu nu mă văd fără ea. Nu puteți fi, da. 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 Cât despre emoție, în emisiunea trecută spuneam că la botezul nepoatei noastre ați fost și ați ursit. Iar emoția pe care am simțit-o atunci, n-am mai simțit-o nicăieri și niciodată. Deci atât de intensă a fost emoția aia. Iar ceea ce am simțit la spectacol se apropie foarte, foarte mult de momentul acela. Dar e ceva altfel. E ceva emoție, altfel, dar intensitatea tot da, acolo. Acum, da, acum, că mă bag și eu în vorba. Da, chiar te rugăm. Mi-am dorit, în momentul în care am pus bazele, în momentul în care mi-a venit ideea acestui spectacol, mi-am dorit să fie un spectacol de stare, un spectacol al emoțiilor, nici de cum un spectacol, spectacol. Nu un show, ci o... El a fost și un show în sine, pentru că Florin alături de prietenele lui, de fostele colege, de ei sunt specialiști pe show-uri din astea, adică asta au făcut o viață și atunci le vine foarte ușor să facă lucrul ăsta. Dar eu am dat deoparte varianta asta și am zis nu, trebuie să vedem că s-au vehiculat foarte multe nume, fiind prieten cu foarte mulți artiști. La un moment dat chiar m-am gândit hai să facem o combinație între muzica ușoară, muzica populară, pentru că cei care mă cunosc știu că eu am început în radio și în televiziune făcând muzică populară. După aceea am fost organizator de evenimente, de spectacole, am fost foarte mult implicată în lumea muzicii populare și atunci mi-au rămas foarte mulți prieteni acolo, prieteni pe care l-au asimilat și pe Florin și atunci ne era foarte ușor să facem un amestec din acesta, însă mi-am dat seama că nu este ceea ce mi-aș dori și cu părere de rău pentru că mulți prieteni soliști de muzică populară ne-au contactat și au zis, dar ce faceți, dar noi, de ce nu venim? Și am zis, nu, pentru că vrem altceva și nu mergea în contextul ăsta. Probabil altă dată o să facem altceva dintr-un alt punct de vedere. Acum am căutat exact ce ai spus tu, am căutat emoția. Și emoția de mai multe feluri, pentru că era foarte important să exploatăm această emoție. Emoția noastră, în primul rând, să o exploatăm. Noi am muncit foarte mult în ultimele două săptămâni, cel mai mult, cred că am tras pentru acest eveniment, pentru că cumva ni s-a indus și ideea că nu vor veni spectatori, nu vor fi spectatori în sală suficienți. Adică era o oarecare teamă, să zicem, din partea organizatorilor, dar eu aveam toată încrederea, nu neapărat pentru că știam ce urmează în primul rând în spectacol și asta era evident pentru mine, dar erau câteva nume pe afiș care n-au mai fost undeva de mult care și care sunt cum să nu exact doriți de public și de vezi, ei asta fac, rodează spectacole și atunci cumva trebuie să pleci urechea și la ce spun ei, pentru că ei știu mai bine pulsul de acolo, din interior. Noi degeaba știm ce facem. Trebuie să vedem ce vine spre noi și cum vine spre noi și ei știau lucrul ăsta și cumva nu că ne-au descurajat, că sub nicio formă nu exista varianta de a ne descuraja, ci pur și simplu cumva a existat această teamă că nu vor veni, nu se va umple sala. După ce a scos Ovidiu cu Florin piesa aceasta de duet și au prezentat-o la o televiziune națională, automat, în momentul ăla, a văzut toată lumea, cred că, ce se va întâmpla, că unii au văzut afișele, unii au văzut la noi pe Facebook. Și să mă ierte cei care ne urmăresc în momentul ăsta și poate nu vor fi de acord cu noi sau poate vor vedea altfel lucrurile și Florin le vede altfel, eu le văd în felul meu.
i-am spus și lui Florin, cumva eu cred că oamenii n-au avut încredere în noi. Sau, nu oameni, nu spectatorii. Mă refer la oamenii care au fost implicați, cumva. Eu am altă teorie vis-a-vis de chestia asta. De regulă, sau cel puțin așa cred eu, în ultima vreme, publicul merge acolo unde îi se arată. Primește ceva și se bucură de ceea ce primește. Ori acest gen de spectacol nu a mai fost de multă vreme, cel puțin nu am auzit eu în zonă, și în felul acesta nu a existat un feedback din partea publicului. Place, nu place, vrem, nu vrem. Și probabil că surpriza a fost majoră în momentul în care, văzând duetul lor, a zis, bă, într-adevăr, se întâmplă o chestie de genul ăsta ce n-a mai fost de mult, și și-au dat seama cât de mult e dorit un astfel de spectacol. Cred că organizatorii se gândeau la alt, sau gândeau că acest gen de spectacol nu va funcționa. Da. Știu, de aceea cumva s-a cultivat și teama asta, și în momentul ăla când eu mi-am dat seama că stai un pic, că poate exista și planul B acesta, că nu știi niciodată, e o loterie. Noi ne-am dorit foarte mult să fie pe bilet, pentru că pe noi ne-a sprijinit primăria Deva și cumva noi am fi putut să facem fără aceste bilete. Dar mi-am dorit foarte mult aspectul ăsta și recunosc că eu sunt cea care am dorit așa ceva, pentru că am vrut să arătăm că există public. Exact. Pentru că la mici și la bere, unde fiecare tarab ascultă altceva și acolo pe scenă se pierd foarte mulți bani, acolo poate să meargă oricine. Exact. Nu, la un astfel de spectacol nu vreau să vină oricine, ci vreau să vină cei care iubesc muzica ușoară. Și cumva exact pe motivul ăsta m-am temut, am zis, dar dacă, iertați-mă, mi-o iau. Adică, dar dacă nu iese cum am anticipat eu. Și în două zile se vânduseră aproape 100 de bilete. Din 550 cât are sala. În primele două zile. După ce a ajuns Florin cu Ovidiu la televiziune și au promovat duetul, s-a vândut în câteva zile toată sala. Și dacă noi am fi putut realiza un al doilea spectacol, eu sunt convinsă că se mai umplea o dată sala. Nu știu dacă a doua oară emoția ar fi fost la fel. Pentru noi ar fi fost la fel. Da, noi am fi trăit-o la fel. Poate că ar fi fost un avantaj oarecum, acum spun din punct de vedere al artistului care urcă pe scenă, în sensul că deja era rodat spectacolul. Noi n-am apucat să rodăm în fața publicului pentru că ne-am întâlnit cu cozi înainte cu toții și cel puțin cu doamna Ozana am avut o singură repetiție pe piesa respectivă, pe melodia respectivă. Nu s-a cunoscut deloc. Bine, repetiție face-to-face pentru că ei își mai schimbaseră pe WhatsApp niște... Da, nu e același lucru, adică nu e clar. Un act artistic se întâmplă pe scenă, punct. Acolo se întâmplă tot, sonorizare, lumini, și chiar dacă, din punctul meu de vedere, poate că au fost anumite carențe minime sau minuscule, să spun așa, alea sunt pentru că eu sunt perfecționist și îmi place să fie totul perfect de obicei și să fie așa cum îmi doresc eu. Doar tu l-ai văzut sau l-ai auzit. Da, acum important este ce a simțit lumea, ce feedback avem din partea fiecărui spectator și toate sunt pozitive. Pe de altă parte, totdeauna în spatele, în culise, da, să văd lucrurile puțin diferit, pentru că acolo e o mașinărie întreagă care trebuie să funcționeze și fiecare rotiță își are sensul ei și trebuie să fie totul la fix și să fie perfect. Pe de altă parte, am fost întrebat și la televiziunea națională, nu trebuie să spune neapărat, nu contează, ideea e că am fost întrebat de ce în Deva și nu la București sau în altă parte. Și tocmai pentru că eu, așa cum spunea Valentina, eram foarte liniștit pentru că știam că o să vină lumea. Bine, eu cunosc de veni, știu ce fel de muzică apreciază. Eu am cântat 17 ani pe scenă teatrului din Deva și știam că de venii mei iubesc muzica ușoară și își doresc să vadă astfel de spectacol. Pe de altă parte, poate că a fost și un avantaj, spun eu,
faptul că am fost acasă la noi, pentru că nu doar eu, și Ovidiu este foarte iubit în Deva și fiecare artist care urcă pe scenă, s-a demonstrat că și doamna Ozana este foarte iubită și până la urmă cred că ar fi prins oriunde în țară acest gen. Asta am vrut să spun, că noi înainte să hotărâm unde îl facem, aveam două variante, știam că se va deschide și Casa de Cultură la Hunedoara, eu fiind Hunedorean, că el fiind devean. Da, născut, bine, în Hunedoara. Dar născut în Hunedoara, da. Atâta doar că el a lucrat 17 ani în teatru de revistă de la Deva. Mă rog, el e devean. Și s-a pus problema asta, unde? La Hunedoara sau la Deva? Și la un moment dat începusem să trag sfoara, știi, spre Hunedoara, să trag frișca pe plăcinta mea, știi? Da, și până la urmă am zis nu, lasă, cedez și facem cum își dorește el, pentru că așa e corect față de el, și ne-am dus către Deva, dar dacă găsim deschidere la Hunedoara, cu dragă inimă îl facem și la Hunedoara și facem alte lucruri și mai frumoase, că vrem să pe an ce trece să facem lucruri mai frumoase. Pardonului aveți de unde arăta. Da, da. De altfel am găsit deschidere și în Valea Jiului la cineva, o doamnă foarte dragă mie, pe care o salut pe această cale, și știe la cine mă refer. Însă n-ar fi fost posibil pentru mine, vorbim, pentru că mi-am făcut planurile într-un anumit fel încât să-i prind și pe cei din țară care vin și participă la ziua mea, și ar fi însemnat să reeditez la o săptămână distanță cel puțin sau la o perioadă mai lungă, și mulți din cei care au fost pe scenă sunt plecați sau au alte proiecte în care sunt prinși. Bine, vreau să fac o precizare foarte importantă. Cei care au fost în sală și-au dat seama, cu siguranță, și oricum pe român nu-l mai prostește așa ușor, își dau ei seama și când sunt în fața scenelor la sărbători câmpenești. Deci acest spectacol a fost 100% live. Deci s-a cântat live. Nu a fost niciun pozitiv, nu a fost nici măcar o scânteie sau o urmă de gând că s-ar putea face playback. Și atunci, ca să faci două spectacole unul după altul, aici s-au cântat melodii grele. Foarte grele, da. Și mai spun ceva, dau din casă, cum se spune. Deci majoritatea eram cu viroze, da, cu viroze și cu gâtul. Cu pastile la propriu, luate zi de zi și Ovidiu oră venea de oră după două luni de febră, de da, cu probleme. Deci nu doar el, deci mulți de pe scenă. Adriana tocmai ce încheiase tratamentul cu antibiotic, perfuzii, da. Și perfuzii. Da. Da, și eu aveam probleme. Dar acum, de asta zic că probabil se putea mai mult, adică spre a fi perfect, dar nu atingem dar perfecțiunea perfect. Aici, da, și pe pământ. Exact cum am spus eu hai să-ți povestesc, să lăsăm seriozitatea la o parte, că sunt destule lucruri serioase pe planetă. Fii atentă, deci stăteam după cortină și mă uitam așa, dar nu vedeam plenar toată sala, știi? Vedeam așa, cam un sfert din ea. Mă uitam după cortină și ziceam, vine lumea. Mă rog, au fost niște scaune libere, pentru că exact în ziua respectivă acolo trebuia să stea, să erau două locuri pe care trebuia să stea un prieten bun de-al nostru de la Arad, realizator TV, Sorin Ghilea, cu soția lui, și mai erau vreo 3 sau 4 locuri libere. Oamenii aceia au ajuns un pic mai târziu și, ca să nu deranjeze pe nimeni, au stat efectiv pe culoarul dintre... Știu că la un moment dat și locurile noastre le-am găsit ocupate. Da, da, și acolo a rămas liber, că toată lumea m-a întrebat, bun, dacă a fost sala plină, da, problema a fost că două dintre scaune și oamenii care au stat efectiv în picioare, că au fost mulți care au stat în picioare, n-au mai venit să deranjeze pe nimeni să ia loc acolo în locurile acelea, deci efectiv de asta nu s-au ocupat. Stai că vreau să zic altceva. Așa, și mă uitam după cortină și ziceam, vai, se umple sala, au venit. Și eu îmi făceam în cap, normal că prezint de ani de zile spectacole și evenimente și, mă rog, făceam în cap speech-ul, ce ar trebui să spun. Deci, cred, în momentul în care am făcut primii doi pași și am văzut sala aia plină, deci mie mi s-a dat erase la tot. Și efectiv, din suflet, din
plexus solar mi-a ieșit așa un ghemotoc de lumină care mi s-a băgat în cap și am zis, wow, ce emoție. Deci m-am uitat la filmare și m-am văzut că de fapt eu n-am mai putut să zic, wow, ce emoție. Și mi-am dat seama că de fapt aici e baza, exact cum l-am construit, așa va fi și pe tipuri de emoție, pentru că dacă ai observat, a intrat primul un elev de-al lui Florin, o voce fantastic de frumoasă. Da. Deci m-a impresionat foarte tare băiatul ăla. Da. Acolo a fost un tip de emoție. Profesor-elev. După care a venit Flavia cu un tip de emoție creștină, să zicem. După care au venit fetele care au adus alte tipuri de emoție colegiale. A venit Mariana Angel. Mariana Angel a fost revelația acestui spectacol. Da. Deci toată lumea a zis, Doamne, deci când a început să cânte Mariana Angel, noi care eram obișnuiți cu un anumit gen de muzică, și a venit Mariana Angel și a început să cânte altceva și în felul acela, zice, nouă, ne-mi s-a tăiat răsuflarea. Am persoane care zicea, Doamne, dar eu am venit să mă bucur, să mă distrez, zice, și am bocit tot evenimentul. Și eu am plâns. Da. Și după aceea Ozana cu, într-adevăr, recunosc eu că m-a întrebat toată lumea, dar cine a ales piesele? Și am zis, cumva eu, că și la Mariana Angel, ea la un moment dat își făcuse planul să cânte cu totul și totul altceva. Și am zis, nu vrei să cânti o stea cu o altă stea? Și am zis, vai, dar zice, eu n-am cântat muzică ușoară până acum live pe o scenă, zice, mă pui să fac lucrul ăsta și cu o piesă atât de grea. Și am zis, tu poți, fă. Și într-adevăr a zis că fantastic a fost. Pe undeva a fost și o redescoperire a ei din partea ei. Da. Și după aceea pe Ozana am rugat-o foarte mult. Eu, de exemplu, când sunt într-o stare, să zicem, care nu e ok pentru mine, în momentul ăla eu ascult cele trei piese care au fost cântate în spectacol. Deci a fost pentru prima dată, acum dau și eu din casă, a fost pentru prima dată când am auzit-o pe Ozana cântând acele piese și după ce am ajuns acasă, am pornit repede YouTube-ul și hai pe ele, pe stație. Deci le-am ascultat nu știu de câte ori și nu știu în câte variante. Cum mi le dădea YouTube-ul tot pe alea și pe alea le-am ascultat, nu știu, mult. Da. Mă gândesc că în emisiunea aceasta vom vedea. Da, sigur că da. Vom vedea momentul. Să vă rog să vorbiți câte puțin despre fiecare invitat pe care l-ai avut în spectacol și noi vom difuza piesa pe care ai cântat-o tu împreună cu invitatul respectiv. Am să încep cu primul invitat. Dacă tot spunea, amintea Valentina de Adrian. Elevul meu, Adrian Petcu, este un băiat deosebit care trăiește prin muzică și pentru muzică, ceea ce este mare lucru, de la acea vârstă fragedă, spun eu, da? Și, cât are? 18 ani, parcă? Nu, are, cred că 16 ani. Da, și ce este interesant, mă scuz că te-am întrebat. Ce este interesant este că nici nu știu cum să formulez ca să nu fac vreo gafă. Adrian este în plasament, iar părinții lui, niște oameni formidabili, deși au doi copii mari, căsătoriți cu nepoți, adică părinții lui fac niște eforturi pentru că Adrian s-a trezit cântând pe la vreo 9 ani, 8 ani, 9 ani, pur și simplu el a început să cânte. L-au dirijat către prietena noastră, Elena Unchi, a fost profesoară o perioadă mare de timp. La un moment dat i-am dat noi această piesă Cerul, pentru că mie mi s-a părut că i-ar suna vocea foarte bine pe ea. El atunci nu-și schimbase vocea, era tot o voce de copil și a câștigat zeci de premii cu piesa și asta. Și trofee la festivaluri importante. Iar ce este important pentru el și mă bucur din tot sufletul, Dumnezeu i-a dăruit o familie care da, sprijină asta este în ceea important. Ce îți dorește și e mare. Deci oamenii aceștia sunt trup și suflet pentru el ca el să facă, să-și construiască o carieră în muzică.
Și să bucure lumea prin harul pe populară, care... Și cântă muzică populară, cântă pricesne, cântă romanțe, cântă muzică ușoară și le cântă pe toate bine. Da, este un artist complex. Eu când am aflat și m-am documentat un pic despre fiecare invitat pe care l-ai avut, l-am căutat și pe el și l-am găsit cântând muzică populară și colinde. Spectacolul pe care l-ați avut în decembrie. În decembrie, a fost cu voi, da, spectacol. Cu colinde, da. Când l-am văzut pe scenă cântând Cerul, pentru mine a fost un șoc sau o revelație, nici nu știu cum să spun. Deci a fost fantastic, am rămas fără grai. Deci e un copil extraordinar. Da, și polivalent artistic, asta e foarte important. Seara mă-nvăluie ușor în taina viselor. Poate doar noaptea ne desparte și fiecare stea pe rândul te va chema însă ce. Sătul de atâtea ploi, prea dragostea înapoi. Dă-mi din nou lumina ta, aprinde în costea și-o voi păstra mereu pe cerul meu. Șterge lacrima ce mi arde inima. Poate tu nu ești prea departe și încă n-ai uitat ce taină ne-a legat. Chiar și ce ploi, vrea dragostea-napoi. Dă-mi din nou lumina ta, aprinde în costea și-o voi păstra mereu pe cerul. Adrian Petcu! Cerul plânge pentru noi, sătul de atâtea ploi, vrea dragostea înapoi. Dă-mi din nou lumina ta, aprinde în costea și-o voi păstra mereu pe cerul meu. Mulțumim! Adrian Petcu, bine ai venit la Deva! Bine v-am găsit! Suntem aici pentru a-l sărbători astăzi pe Florin Mureșan. Curiozitatea mea mare este de unde Adrian și Florin? Noi ne-am întâlnit, eu cu Florin, acum câțiva ani la Arad și de atunci păstrăm legătura și am fost la el, ne cunoaștem foarte bine, m-a învățat,
cântăm împreună și astăzi, deoarece îl sărbătorim, aș vrea să-i mulțumesc pentru tot ce m-a învățat și tot ce am reușit să fac împreună cu el și doresc multă sănătate, la mulți ani, să fie fericit alături de familia lui și mult succes înainte. Deci Florin este profesorul tău. Da. Câteva gânduri acum înainte de spectacol? Înainte de emoții constructive care o să mă facă mai puternic și o să facă tot să iasă foarte frumos. Și sper din tot sufletul să iasă frumos tot și sigurat o să iasă, pentru că sunt oameni și artiști de valoare. Într-adevăr, în această seară pe scenă vor urca mulți, mulți artiști de valoare. Care este gândul cu care pornești tu în acest eveniment aniversar pentru Florin? Gândul meu e să devin și mai cunoscut ca interpret aici la Deva, să fiu mai apropiat de față de artiștii de aici și să mă cunoască lumea. Așa să fie. Mulțumesc. Haideți să-i spunem împreună lui Florin, la mulți ani. La mulți ani, Florin! Următoarea artistă care a urcat pe scenă alături de mine și care a făcut eforturi deosebite să vină din Târgoviște pentru a-mi fi alături este Flavia Stoica, care este un suflet nobil, este o fată poezie, spun eu așa, pentru este că... Este o prințesă. Da, o prințesă. Nu prințesă, prințesă. Da. Dacă urmăriți pe pagina ei de Facebook ceea ce scrie și cum scrie, vă dați seama că este un suflet ales și vorbește poezia prin ea tot timpul. Am ales să cântăm ceva care ne unește, să spunem așa, pe noi, și anume închinarea glasului către divinitate. Pentru că noi suntem recunoscători, atât eu cât și ea, divinității pentru ceea ce a hărăzit în noi în fiecare. Și eu zic că a ieșit un moment deosebit, cu toate că avea mari emoții, se gândea ea că poate ar fi mai bine să cânte altceva, să nu cântăm împreună acel moment, și am spus nu, așa va fi cel mai bine, pentru că l-am pregătit într-un fel anume și pe spate am avut și o proiecție care e interesantă. De altfel și-a schimbat poza de profil și la Facebook apare exact așa cum a fost pe scenă, într-un moment extraordinar, spun eu. Da, într-adevăr au fost momente pline de emoție. Eu am vorbit un pic cu ea înainte, în culise, și într-adevăr era în priză bine de tot, avea emoții. Eu tot așa am căutat să văd despre cine este vorba. Flavia, cea din realitate, este, sau să formulez altfel, Flavia, cea din Facebook, este mult sub Flavia cea din realitate, da. Văzând-o, simți emoția ea și delicatețea ei, da. Și postează destul de sumar și de evaziv în Facebook, da. Neavând încredere în Facebook, cred că de aici îi se trage, adică ea nu vede în Facebook ca un canal de promovare, ea vede în Facebook poate un canal prin care se rămâne în contact cu cunoscuții. Maria,
rugăte pentru noi. Și domnilor, Flavia Stoica. Mulțumesc. Flavia Stoica, bine ai venit la DEPA. Bine v-am găsit și este o bucurie imensă pentru mine să mă aflu aici, lângă dumneavoastră. Și pentru noi de asemenea. Suntem aici la un eveniment care vizează pe Florin Mureșan. Sunt curioasă, cred că și prietenii noștri care ne privesc, de unde relația aceasta, Flavia și Florin?
cred foarte mult în destin și cred că Dumnezeu unește oamenii după vibrația lor în a iubi oamenii de lângă ei. Florin reprezintă pentru mine o mică petală din destin, pentru că ne cunoaștem de mai bine de 20 de ani. Au trecut peste noi clipe frumoase, mai puțin frumoase, dar întotdeauna înălțătoare, care ne-au ajutat să mergem mai departe cu fruntea sus. Și iată, suntem la spectacolul aniversar, 50 de ani de viață, 30 de ani de carieră și cred că ar fi momentul potrivit să-i faci o urare lui Florin, să-i transmiți așa din sufletul tău câteva gânduri. Florin, dragul meu, eu nu vreau să-ți doresc nimic mai mult decât ceea ce ești tu, ceea ce reprezinți tu pentru noi, cei care te iubim, și vreau să spun că Dumnezeu a pus atât de multe daruri în tine, încât noi, cei care te iubim cu adevărat, să știm să te prețuim și să te iubim. La mulți ani și să fii binecuvântat și să ne bucuri în continuare cu iubirea ta infinită pentru noi și sinceră. Mulțumesc mult de tot! Cu mare iubire! Hai să-i spunem împreună lui Florin la mulți ani! La mulți ani, Florin! Următoarea invitată care a urcat pe scenă a fost o fată pe care eu o cunosc de tinerică, dar și despre care am vorbit în emisiunea de promovare a acestui eveniment, Adnana. Eu am vorbit cu ea și mi-a spus, din punctul ei de vedere, care este relația ei cu tine. Acum vreau să aud și de la tine. Deci îmi dau seama acum că v-ați cam vorbit așa pe la spatele meu cu fiecare în parte. O să ai o surpriză când o să fie emisiunea. Da, abia aștept. Sper să fie pozitivă. Mă vezi. Cu siguranță va fi. Adnana este o altă elevă, să spun așa, pentru că așa am început să ne cunoaștem. Însă am mers puțin mai departe pentru că ne-a ajutat și faptul că suntem din aceeași zonă. Și am cooptat-o, să spunem așa. Că a devenit parteneră la evenimente. În evenimente și am fost partener de scenă câțiva ani. Ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, pentru că este normal și firesc orice... Eu nu vreau să spun profesor, pentru că mă consider mai mult instructor decât profesor. Orice instructor, da, care pune suflet în meseria pe care o face și care vrea să împlinească acea meserie prin faptul ca elevul pe care îl pregătește să îl și depășească la un moment dat, pentru că așa ar fi normal și firesc. Atunci și eu asta îmi doresc, profesor bun. Asta îmi doresc de la fiecare în parte. Ori ea n-a făcut pasul acesta spre muzică doar pentru a cânta, știu eu, pentru că sunt multe cazuri în care doar familia își dorește acest lucru și nu și elevul în sine. Ea și-a dorit cu adevărat acest lucru și a cântat pe scenă și cântă în continuare, ceea ce pentru mine este un fapt îmbucurător. Și mai ales faptul că am avut ocazia să cânt cu ea în acest spectacol. Și am avut și coreografie frumoasă, despre care poate să vorbească mai mult Valentina. Da, Mariana Angel. Mariana Angel s-a implicat cumva și în regia acestui spectacol. La un moment dat a zis, hai să vorbim cu niște dansatori, să umple scena acolo. Și am zis, da, dar știi, nu toate piesele pot fi dansate. Și în momentul în care mi-a zis chestia asta, zic, stai un pic, avem soundtrack-ul din Dirty Dancing, care este un mambo și care poate fi dansat. Când am început eu să sun, să găsesc o pereche, am avut surpriza ca toți să fie plecați la Timișoara, că era nu știu ce festival acolo cu dansuri din astea de societate și nu găseam pe nimeni. Și în final am dat peste Alina Ardelean. Mi-am adus aminte că o fină de-a mea a avut copilașii la dansuri la el și am zis, dăm numărul de telefon să vorbesc cu omul ăsta, să vedem, poate nu-i pleca la Timișoara, știi? Și așa au ajuns cei doi tineri să danseze. Atunci am aflat că nu se mai dansează mambo, că s-a convertit în salsa sau în alte așa, și că e foarte greu de dansat mambo din moment ce nu se mai predă mambo. Și atunci a convenit să învețe pe perechea aceasta, care avea ceva ani în spate de
dans, să învețe mișcările din film. Din film, ca să... Ce m-a deranjat foarte mult pe mine, să vă spun pe-a dreaptă, poți să pleci. Nu pot să plec, că sunt încă legat de la voi. Ce m-a deranjat pe mine este că la final ei trebuiau să aibă toți patru, adică cei doi dansatori cu cei doi cântăreți trebuiau să aibă o coreografie comună, exact cea din film, și n-au vrut sub nicio formă. Deci atâta emoție a fost acolo încât le-a fost teamă să nu se încurce, să strice momentul făcând câțiva pași, că practic erau câțiva pași. Și ce m-a bucurat pe mine este faptul că din colegialitate Adnana a făcut același dans ca și mine. Adică am stat amândoi și am privit pe dansatori. Deci ați fost în sincron perfect. Da, ei cu doi cu ceilalți doi. Adică ați fost în sincron perfect. Da. Da, într-adevăr este un dans mai greu de realizat, mai ales dacă nu există un exercițiu în privința asta. Și a fost atunci, săptămâna aceea. E greu de învățat un asemenea dans atât de repede. Da. Eu sunt, cum să zic, foarte strict în anumite chestii, pe care nu le mai pot schimba la 50 de ani, vă dați seama, n-am cum. E, nu. Uite-te la Marian Angel. Bun, muzical vorbind s-ar putea. Eu mă refer la cu totul altceva. Deci eu consider că fiecare... om în parte sau fiecare artist, mai mult dacă să aduc în domeniul pe scenă, trebuie să facă ceea ce este pregătit să facă. De aceea nu cânt eu populară de altfel, da? Pentru că mi-ar trebui câțiva ani de antrenament, da? Și eu când vorbesc de antrenament vorbesc exact ca un sportiv de performanță, da? Asta înseamnă pentru mine muzica, zilnic cântat ore în șir, zilnic autodescoperire și autodepășire și așa mai departe. Deci asta trebuie să facă un artist ca să ajungă pe scenă în fața publicului. Și ca să convingă până la urmă că pe scenă poate urca oricine, important este să și rămână acolo. Asta consider eu că ar trebui să facă. Și ori când îmi spune cineva înainte cu 16 ore, cred că erau, până la spectacol, că eu trebuie să dansez, nu sunt de acord. Pentru că nu o să iasă momentul așa cum îl doresc eu în mintea mea și nici măcar cum și-ar dori coregraful. Adică nu-ți imagina că trebuia să o ia pe Adnana și înțelegi să o ridice deasupra. Erau niște pași simpli, dar ei, ca să se poată concentra strict pe cântat și să n-aibă o corvoadă în plus, au renunțat la... au renunțat la acel moment care ar fi fost foarte frumos. Deci asta este un minus din punctul meu de vedere. Păi da, cu 16 ore înainte. Și pe care mi-l asum cu toată responsabilitatea. Eu zic că puteau, pentru că Emilia știe că la petrecere, care a fost la 3 ore după spectacol, s-a putut. Ce să vezi, s-a putut. Ei, s-a putut pentru că nu mai eram era presiunea cu atâtea camere pe mine și atâția ochi care să mă privească și până la urmă, acum iertați-mă, eu a trebuit să fiu pe scenă de la început până la final și n-a fost chiar ușor. A fost cel spun mai bătut de soare. Însă, nu, a fost cel mai hârșuit, într-adevăr. Da. Însă că fiecare moment care apărea în plus, pentru mine era un stres infinit în plus, ceea ce știu că la un moment dat era greu spune, de înțeles. Zice, vezi că mă duc, intru de pe partea cealaltă. Cânta Adriana, cântase prima melodie și a plecat, dar s-a terminat și prima melodie. Și văd că el nu mai apare și atunci zic, opa, stai, hai să intru eu să zic ceva. Că dacă o să vă uitați la spectacol, el este pus pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Dragan Muntean și o să-l punem și noi integral pe pagina lui Florin de YouTube. Dacă vă uitați la spectacol, la un moment dat întrerup piesa a doua de la Adriana Trif și intru și spun ceva pentru că nu-l mai vedeam apărând și la un moment dat îl văd că a apărut. El a trebuit să ocolească practic pe spatele scenei toată scena. De ce a vrut el să intre din partea aia, nu știu, dar așa a vrut, așa a făcut. O să-mi las așa să spun și câteva secrete personale. Hai să le numim toane de artist. Da, atunci nu te mai întreabă fițe, nimeni. Da. Că tot nu sunt fițos, măcar la momentul ăla să fiu și eu cât de cât. Now I have the time of my life. No one ever felt this way before.
Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally find someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hands, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you something, I know this could be love, because I time of my life, no one ever felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. Hey baby, with my body and soul, I want you more than you ever know. Are you sure? So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. No, no, no. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you, yes, I know this could be love, because I had the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I searched through every open door till I found the truth, and I owe it all to you. Hey baby, way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. I had the time of my life, no one ever felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. 'Cause I the time of my life, no one ever felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. Adnana, bine ai venit la acest eveniment frumos pe care îl aniversăm pe Florin Mureșan. Așa este. Care este legătura ta cu Florin Mureșan? Noi suntem prieteni foarte buni de mult timp, zic peste 10 ani. Practic cu Florin am început să cânt mai mult, am învățat foarte multe de la el.
Așa că sunt foarte fericită că sunt în această seară pe scenă, împreună cu el, că vom cânta și sperăm că va fi totul bine. La acest aniversar te-aș ruga să-i transmiți lui Florin un gând bun. Florin, îți vreau să-ți spun la mulți ani, vreau să-ți spun că îți doresc tot binele din lume și această seară va fi minunată. Hai să-i spunem împreună lui Florin la mulți ani. La mulți ani, Florin! Dacă tot vorbeam de Adriana, ai amintit mai devreme momentul cu ea. Este următoarea artistă care a urcat pe scenă. Noi cântăm împreună de la începuturi, să zic așa. Sunt 30 de ani aproape de când suntem pe scenele de vei și nu doar, pentru că am făcut turnee împreună prin țară. Am plecat la un moment dat 2 ani pe vase de croazieră, am lipsit din peisajul de Vean, să spun așa, iar după ce m-am reîntors eu, a plecat ea. Și a pășit pe urmele mele și este oarecum firesc să avem un repertoriu cât de cât comun, pentru că acolo ea a făcut ce făcusem eu în urmă cu 2 ani de zile și cunoaștem toate cele melodii la comun. Pe de altă parte, pentru că lumea s-a întrebat de ce în engleză, de ce, da, din acest motiv, pentru că sunt multe melodii foarte frumoase, foarte și grele în același timp, da, pe care nu le cântă chiar oricine, și un duet, să zicem, the best Tina Turner, da, după Tina Turner, Adriana și Florin Mureșan, este ceva ce nu cred că găsiți în țară, și am vrut să aduc în fața devenilor acest moment, și nu doar devenilor, pentru că au fost în sală foarte mulți care au venit din toată țara, din toate colțurile țării, da. Privind-o pe Adriana pe scenă, chiar a fost un moment în care m-am întrebat de ce doar aici. De ce Adriana nu e pe o scenă mare, pentru că potențial este imens. Deci are o voce, ființa asta, fantastică. Acum cred și un vibe și tot ce vrei la ea, un adevărat acum artist. Cred că nu și-ar mai dori ea, dar când își dorea ea, când și-ar fi dorit ea, cum e același lucru și la Florin, e foarte greu de pătruns în lumea asta a showbiz-ului. Foarte greu. Și poate să fie o voce extraordinară. Practic, cumva, nici nu știu cum să... Aș vrea să spun ceva și n-aș vrea să supăr. Așa se poartă televiziunile și media în România ca și devoratoare de cadavre. Și iertați-mă, deci chiar nu găsesc alt termen. Adică te storc și te aruncă la gunoi. Dacă apucă să te storcă, Florin și Adriana, și sunt convinsă că în țara asta sunt atât de mulți oameni talentați și cu voci fenomenale și pe de care nu a auzit nimeni. De ce? Poate nu au bani să stea în București, pentru că orice drum la o televiziune în București costă foarte mult din provincie. Ca să stai în București, din nou costă foarte mult și trebuie să-ți lași familia acasă sau să începi de la zero undeva într-un loc pe care nu-l cunoști, cu obișnuințele locului pe care nu le cunoști, cu oameni, cu instituții pe care n-ai cum, da. Deci la o anumită vârstă e foarte greu să faci pasul ăsta. Da, dacă îl faci la un 18-20 de ani, când orice zboară ți se pare că se poate fi mâncat, atunci ai cu totul altceva. Și mai este un aspect important. Investiția este destul de mare în muzica ușoară, comparativ cu celălalt domeniu, să zic așa, populară, etno, da? Pentru că sunt alte costuri, sunt mai puține oportunități de a achiziționa melodii, iar la cele care sunt difuzate pe multe sau pe majoritatea posturilor și de radio și TV, este foarte greu să le accesezi, pentru că acolo e cercul mult mai restrâns și mai adică costisitor. Adică posturile de radio difuzează doar muzica pe care o au în contract cu casele de producție. Și acolo, cu casele de producție, e o, să zicem, o dilemă, pentru că dacă te uiți pe casele de producție
a melodiilor pe care le asculți, o să-ți dai seama că de fapt sunt 2, 3, maxim 4 case de producție din toată țara asta, care se difuzează pe toate radiourile. Deci nu e unul să zici că, mă, uite, nu știu ce FM, ea difuzează și se aude în toată țara, că mai sunt posturile de radio locale, unde probabil poți să difuzezi orice fel de melodie. Nu poți. Nici acolo nu poți? Nu. Exact ce spuneam eu la început. Publicul primește ceea ce îi se dă. Da. Și atunci nu are de unde să aleagă. Și în momentul în care are posibilitatea să aleagă, să-și exprime el preferințele, uite ce se întâmplă. Păi eu am avut surprinderea, exact la acest spectacol, cineva m-a întrebat, păi, dar ce, Ozana Barabancea cântă? Și am zis, cum? Adică, păi cântă? Ce întrebare? Cum să nu cânte? Dacă o vezi pe Ozana Barabancea într-un juriu, într-un show de televiziune, că te cunosc de undeva, este un show de muzică, muzical de televiziune, da? Păi ce ar putea să facă dacă nu cântă? Că acolo e Temișan care cântă, Ozana care cântă, Andreea Bălan care cântă și nu mai știu, mai este un domn care cred că e actor. Așa. Deci până la urmă ce ar putea face Ozana? Și bun, dacă nu știi, dar o vezi săptămânal, caut-o pe internet, dă și tu acolo pe YouTube, Ozana Barabancea, vezi ce ți apare. Și o să vezi ce ți apare. Dar până la Ozana, să rămânem la Adriana, o să vorbim și de ea mai târziu. Deci, Adriana, acum, dacă tot suntem cu a spune lucrurilor pe nume și a da din casă, cum ne-am referit de mai multe ori în această emisiune, la un moment dat trebuia să mai cântăm o piesă împreună și tocmai din considerentul de a nu fi tot în engleză și de a participa oarecum și publicul la actul artistic de pe scenă, am ales să cântăm o melodie pe care n-am mai rodat-o împreună și îmi fac mea culpa, da, a fost la prima vista, cum se zice, în acest spectacol, este vorba de Banii Vorbesc și eu, sincer, încă n-am urmărit întreg spectacolul pentru că nu am avut cum, deci sunt într-o alergătură continuă și vreau pe această cale, dacă îmi permite și Valentina și lăsa, să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris mesaje de ziua mea. Eu mi-am făcut un obicei să le răspund tuturor în parte, deși Valentina știe, deci stau nopți în șir câteodată și răspund și zice, da, spune, fă un filmuleț și mulțumește, zic, nu e același lucru. Nu, pentru nu. Mine nu, pentru că și ei și-au luat din timpul lor acele secunde, minut, nu contează cât din timpul lor pentru a mă rua mie și încă sunt restanți, să știți că nu le las lucrurile așa cum sunt și o să vă răspund fiecăruia în parte până în cele din urmă, dar încă nu am la apucat. La anul de ziua lui! Eu mai am restanțe și cu de a privi spectacolul, îl primesc acum zilele acestea și o să-l urmăresc integral, să văd exact ce a fost, eu o să-l privesc critic, pentru că așa e normal și firesc să văd ce a fost imperfect sau ce putea să fie făcut mai bine, însă această melodie a fost în prima audiție, atât pentru noi cât și pentru public, n-am apucat să o cântăm împreună. Deci atunci s-au hotărât am repetat înainte, efectiv pe scenă, cum se spune. A fost înainte de spectacol cu, îți spun fix, cu 5 ore au hotărât să cânte această piesă. Și înainte de spectacol cu 5 minute, eu îi editam pe calculator, pentru că tot ce ați văzut, dacă urmăriți spectacolul pe fundal, este editat de mine, da? Am ținut eu neapărat să scriu numele artistului care apare pe scenă și compozitorul, pentru că Valentina mi-a zis, eu nu vreau un spectacol gen, nu știu... Da, am zis, dacă îți prezinți vreo melodie, te bat. Și asta, venim, intrăm, prezentăm melodia și plecăm, nu, vreau cu totul altceva și atunci am zis, dar firesc este ca cei din sală sau cei care își doresc să știe cine a compus melodia respectivă sau cine a scris versurile, de exemplu, pentru că eu pentru melodiile Ozanei, dacă tot vorbim de doamna Ozana, da, deci eu am fost foarte uimit să aflu de la dânsa că ambele melodii, de fapt toate trei erau toate scrise trei melodiile, de aceeași autoare care este și tânără. Alina și, Manole, da. Și la ce trăire este în fiecare melodie, la câtă, nu vorbesc de muzicalitate ca ea, bun, e ok, e aport Ozanei. Da, dar la
câtă intensitate, câtă încărcătură este în fiecare profunzimea versurilor. Decât, asta deci ne-a mișcat pe toți. E ceva extraordinar. Ori, am zis, nu, trebuie să știe și spectatorul din sală cine a avut aport la melodia respectivă. Și la Banii Vorbesc, editam înainte cu 5 minute de a intra în spectacol, da? Și mai aveam puțin și Alin care proiecta de pe scenă acele imagini. Nu știu, ciclorame sau cum se cheamă ele în mod normal, acele imagini, deja era impacientat că nu mai avea timpul necesar să pună lucrurile la punct tehnic vorbind. În orice caz, acea melodie, Banii Vorbesc, pe care ați interpretat-o împreună, cum am zis, a fost bestial. Nu-mi venea să cred ce aud și ce văd. Iar energia Adrianei de pe scenă și felul în care trăia efectiv muzica era mai... Nu găsesc cuvinte. Adriana așa este tot timpul. Deci Adriana așa este tot timpul. Deci da. O să ascultăm acum această piesă ca să vadă și cei de acasă ce s-a întâmplat acolo. Haideți un pic să ne dezmorțim, că e cam frig aici în sală, da? I call you when I need you, my heart on fire. Come, baby, come. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. You speak a language of love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it strong again. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone I've ever met. I stand on your heart. I hang on every word you say. To rest upon. No, no, no. See the sounds of every night and every day. And in your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. No, no, no. Maybe I will rather be. Ich kann nur leben.
Mulțumim frumos, Adriana Trif! Florin Mureșan! Adriana Trif, suntem împreună la spectacolul aniversar al lui Florin, 50 de ani de viață, 30 de ani de carieră. Sunt curioasă, care este relația ta cu Florin Mureșan? Relația mea cu Florin Mureșan durează de 30 de ani. De când și-a început cariera, suntem prieteni, pot spune că suntem o familie. Cântăm împreună, petrecem împreună, ne certăm, ne împăcăm. Ați crescut împreună? Avem viața normală. Nu, n-am crescut împreună, ne-am cunoscut la Deva. Din punct de vedere artistic? Da, din punct de vedere artistic, da. Am urmat aceeași școală populară de artă, am lucrat în teatru de revistă împreună, datorită lui am ajuns pe vasă de croazieră. Și uite așa. Și uite așa. An cu an, pas cu pas, am ajuns la 50 de ani de viață a lui Florin Mureșan. Da. Ce vrea sufletelul tău să-i transmită lui Florin Mureșan astăzi? Prietenul meu, știi că te iubesc, în primul rând. Și îți doresc din tot sufletul ce-mi doresc mie. Să fii sănătos, împlinit, să ai parte de tot ceea ce visează sufletelul tău și de zile multe, multe. Și îmi doresc ca prietenia noastră să dureze și să fii înconjurat doar de oameni sinceri și frumoși așa ca tine. Dumnezeu să te binecuvinteze în tot și în toate, dragul meu. Ce gânduri frumoase! Haideți să-i spunem împreună lui Florin Mureșan la mulți ani. La mulți ani, Florin Mureșan! Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a întâlnirii noastre cu Valentina și cu Florin Mureșan. Săptămâna viitoare vom avea partea a doua acestei întâlniri cu multe și multe noi surprize. Eu sunt Emilia Miron. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Toate cele bune!